misiunea Agentul VIP. Avea niciun an de zile, în ianuarie 2008, mă sună Ana Maria Prodan, pe care o știu din înainte să o știți voi toți, din anul 1993, de când mama ei, regretata Ionela Prodan, i-a dat-o pe mână lui George Stancă. Mama, fă om de nea, că să fie! De fapt, Ana atunci era o fată foarte zvăpăiată și care ulterior a devenit omul responsabil, care a făcut o carieră în impresariat și ce a mai făcut ea în televiziune, care se susține, orice s-ar spune ce a făcut ea în televiziune, e meritul ei, a nimănui altcuiva. Și Ana e o tipă... trebuie să te ții după ea, îi merge mintea într-o mie de lucruri. Eu cunosc o tipă care are niște cosmetice, cred că poate să fie interesantă pentru meseria ta. Noi ne iubim ca prieten cu Ana de 1000 de ani. Zic, bine, cum o cheamă? Oana Turcu. Oana Turcu, asta mi-a spus joi, mi-a dat telefonul, vineri am vorbit. Bună ziua, domnul Brancu, ce vreți să facem? I-am trimis punctual, așa i-a plăcut că eram foarte organizat. Ia uite-l, bă, pe ăsta. 1, 2, 3, 4, 5. După care, în weekend, mă uit și eu pe internet să văd și eu. Mă scuzați? Ca domnul Becali acum că mănâncă brânză. Deci mă uit pe telefon să văd cine. Am văzut o tipă foarte mișto, dar nu știa. Bun. Prin urmare, și a rămas că ne vedem pe 21 ianuarie, luni, 2008, la emisiune, prima parte de emisiune cu Neu Ploiești, am a doua cu ea. N-am mai vorbit până atunci, cred că am vorbit puțin la telefon, am vorbit pe mesaje, în rest, nu ne-am văzut. Da. Nu prea se întâmpla, deci intrarea la acea televiziune era făcută într-o scară greu de urcat. Mi-aduc aminte și acum că Adrian Păunescu, când avea probleme de sănătate, era foarte greu. Și am mai avut alții invitați care nu mai puteau să urce acea scară. O scară în care nu este foarte la îndemână. Bun. Eu stăteam ciudat, stăteam așa în capul scării să-mi aștept invitata. De obicei intra, era la machiaj și după aia mă duceam. Vine, trece, urcă scara și trece pe lângă mine, fără să mă bage în seamă. Vai de cap. Ce-ai făcut? Mă duc la machiaj, zic, bună ziua, sunt Cristian Brancu, da, mă așez lângă ea așa, oarecum emoționa, cred că și ea o să fie bine, da, o să fie bine, vorbeam despre vedete cu cosmetice. Da. Ea are în continuare de 25 de ani un brand de cosmetice naturale profesionale, făcute în Italia, foarte bun, asta e principala ei activitate profesională. Televiziunea e o pasiune pe care o face atunci când simte. Bun. Începem în emisiune și în acea emisiune s-a legat. Am vorbit la telefon și după aceea 4 zile am vorbit, dar am vorbit mult la telefon. 21 ianuarie, 25, trebuie să-ți povestesc chestia. 25 ianuarie am fost invitat să prezint, uite ce poze frumoase aici, din Dubai. Foarte frumos, Dubai. Cald, vacanță. Din vacanță, da. Încă mă duc. Stai puțin, după. Bun, uite și pe schiorul meu. În caiaș gura lui. Bun, deci, pe 25 ianuarie urma să prezint un eveniment care avea o prezentare de modă cu vedete cu rochii de mireasă. Ea zice că vine acolo, după care brusc îmi zice, nu mai vin. Ne vedem după. Prezentam, era la un târg de mirese împreună cu Adriana Bacmuțea. Mă, nu răspundea la telefon, vin, nimic, aia de fapt voia să-mi facă o surpriză. Mi se dă desfășurătorul, o văd. Aha! Și începem să vorbim, nu știu cum am văzut unde e și la un moment dat Adriana Bacmuțeanu lângă mine zice și acum urmează o doamnă din zona industriei frumuseții, Oana Turcu, care se va căsători în acest an. Eu mă uit la Bacmuțeanu. Deci prima zi în care eu m-am văzut cu Oana ca posibil iubiți a fost când eu am văzut-o pe ea îmbrăcată în mireasă. Când urca frumos pe acel podium și defila ca mireasă, da? Da. Pe care în seara aceea a fost prima noastră întâlnire. Și de acolo nu ne-am mai despărțit niciodată. 9 luni mai târziu, pe 25 ianuarie 25, 1 plus 9, 10 octombrie, ne căsătoream. A avut dreptate, bă, Muțeanu, ce zici de chestia asta? Nu știu de unde a avut ea premoniția asta. Că nu i s-a întâmplat tot timpul, după cum se vede, dar... Se pricepe la căsătorie. Se pricepe. La, asta da, chiar se pricepe. Bravo, ai zis bine. Așa că asta a fost întâlnirea noastră și de acolo i-am spus și îi spun de fiecare dată. Nimeni în viața asta nu m-a iubit cum a iubit ea și eu nu încerc, fac tot ceea ce pot în fiecare zi pentru ca fericirea noastră să fie mai presus de orice.